Rata anuală a inflației a urcat la 16,8% în luna noiembrie 2022, de la 15,32% cât era în octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, mărfurilor nealimentare cu 16,17% și serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Potrivit INS, prețurile de consum în luna noiembrie 2022, comparativ cu luna octombrie 2022, au crescut cu 1,3%. Rata inflației de la începutul anului este de 15,9%. Rata media modificării prețurilor de consum în ultimile 12 luni față de precedentele 12 luni este de 13,1%. INSEA a prezentat și indicele armonizat al prețurilor de consum, indicatorul folosit pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale UE. Indicele armonizat al prețurilor de consum în luna noiembrie 2022, comparativ cu octombrie 2022, este de 101,24%. Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2022, comparativ cu noiembrie 2021, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, este 14,6%. Rata media modificării prețurilor de consum în ultimile 12 luni față de precedentele 12 luni, determinată pe baza IAPC, este 11,4%, a precizat INS.